Pentru cei care au întârziat înființarea culturilor, mai aveți la dispoziție încă puțin timp să produceți răsaduri și ca să produceți răsaduri de calitate trebuie să aveți și semințe de calitate. Astăzi vorbim despre hibridul Siret F1, un hibrid de castraveți cornișon. Se poate cultiva în sere și solare, respectiv în spații protejate, în ciclu 1 de cultură și în ciclu 2 de cultură, respectiv după ce desfințați salata, spanacul, ceapa verde sau în ciclu 2 de cultură după ce desfințați tomatele și ardeii din sere și solar. Puteți să mai aveți spre toamnă acest... Se pot face 2-3 culturi pe an dacă este foarte... le luat din timp. Da, este foarte important să folosiți și punctez acest lucru de câte ori am ocazia să folosiți semințe de calitate pentru că sunt libere de virus. Și așa avem mari probleme și așa ni se scot produse de us fitosanitar cu care putem combate bolile și dăunătorii, măcar dar plantele să fie reziste. Dar nu este tot una dacă semănăm semințe rezistente, deci ca și genetică. Siret F1 este rezistent la virusul mozaicului tutunului, la virusul galben a nervurilor, la făinare și la o serie de alți virus și probleme de sănătate. De-aia punctam acest lucru. Știți foarte bine că o plantă de castraveți este foarte firavă. Odată prinsă o boală, greu o mai... Da, este vorba despre pătarea unghiulară, dar vreau să fac eu o remarcă. Deci, acești castraveți cornișoni, dacă se pretează foarte bine la murături și castravetele ca atare murați și păstrate în condiții bune, nu se înmoaie. Deci, el ca și fruct, nu... Și, în borcan, nu... și consumat în stare proaspăt, da. Are tot aceeași pulpă fermă, crocantă, exact. Și nu are acel gust amărui.